Bun găsit, dragii mei! Ne apropiem cu pași repezi de 9 iunie, data în care chiar vă rog să mergeți cu toții la vot, pentru că ne alegem primarii, ne alegem președintele Consiliului Județean, ne alegem consilierii locali, consilierii județeni și, bineînțeles, europarlamentarii, cei care ne vor reprezenta la Bruxelles și Strasburg în exercițiul 2024-2029. De ce este important să mergeți la vot? Pentru că asta am câștigat cei care au murit la Revoluție în 89. Încercăm să mergem cât mai mulți, pentru că întotdeauna e bine ca primarul ales al urbei dumneavoastră, fiecare unde locuim, să fie cât mai reprezentativ pentru ei și să nu fie aleși cu un procent foarte scăzut dintre cei care care sunt pe listele electorale. Astăzi, așa cum am promis, încercăm să facem în fața noastră din tot arealul politic. Avem în studio pe domnul Alin Ami Titeloae, candidat din partea Partidului Forța Dreptei la Primăria Municipiului Deva. Vă mulțumesc, domnule Amiteloae, că ați dat curs invitației noastre și sunteți în studiurile noastre astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru oportunitatea de a mă adresa atât de multor urmăritori și vreau să vă felicit pentru mesajul transmis în preambul, pentru că în momentul ăsta cel mai important lucru dintre toate este să ne exercităm dreptul la vot, pentru că, așa cum ați spus, e un drept pentru care au murit oameni. Da, și e important pentru că s-a întâmplat, din păcate, în alegerile trecute în 2020, când au fost primării care au fost câștigate de către primari cu 15% sau 16%, ceea ce nu este reprezentativ, să fim serioși. Dar sunt convins că toate mesajele adresate de noi, cei din presă și de candidați, va face ca lumea să meargă în 9 iunie la vot. Vom avea poate și o zi frumoasă și, până la urmă, toți trebuie să fim mulțumiți dacă am votat, pentru că așteptăm rezultate. Dacă nu mergem la vot, nici nu putem vorbi de ce se întâmplă în urma noastră în următorii 4 ani. Domnul Amiteloae, sunteți candidat din partea Partidului Forța Dreptei. Suntem ultima săptămână în campanie, mai avem câteva zile. Așa, în succint, cum a fost interacțiunea cu oamenii? Pentru că deja bănuiesc că sunt 3 săptămâni și jumătate de când bateți kilometri în fiecare zi. Și important, cred că un primar, dacă sunteți de acord cu mine, nu este numărul 1 al municipiului în cazul de față și trebuie să reprezinte oamenii, că pentru asta este ales. Corect. Nu avem doar 3 săptămâni de când batem orașul. Noi batem orașul... Dar vorbim de campanie electorală. 4 ani, din ianuarie am început practic să prezentăm devenilor programul nostru electoral, pentru că am vrut să le oferim timp să ne analizeze proiectele, să le amendeze, să le corecteze sau să le aprobe dacă consideră că sunt în interesul orașului. Și, într-adevăr, în ultimele 2 luni am accelerat foarte mult interacțiunea cu oamenii pe stradă și pot să spun că în prima fază am fost surprins și pe urmă m-am bucurat foarte, foarte mult să văd care e răspunsul oamenilor. N-am întâlnit niciodată în 2020, când am candidat, nici pe departe. Am mai participat la o campanie ca susținător în 2017, dar niciodată n-am întâlnit energia pe care am întâlnit-o acum pe stradă. Și asta mă face să cred că prezența la vot va fi una foarte, foarte bună, pentru că oamenii au înțeles că, până la urmă, la ei e decizia. Ei hotărăsc pe ce drum o va apuca Deva din octombrie, din septembrie, practic, încolo, da, chiar dacă alegerile sunt acum în 9 iunie. Au fost decalate un pic, da. Dar interes există? Oamenii își doresc să participe la momentul 9 iunie la vot? Asta înseamnă că au un plan, da, să vadă ceva spectaculos, să zicem, nu? Nu doar că își doresc să participe la vot, dar mi-au transmis cumva în foarte, foarte clar intenția lor de a schimba ceva. Deci asta a fost mesajul pe care l-am primit eu din partea lor. Trebuie să schimbăm ceva. Cu ce proiecte, sau bănuiesc că asta spunea dumneavoastră, că din ianuarie asta ați făcut, ce proiecte le-ați prezentat în așa fel încât să-i convingeți pe deveni ca 9 iunie să vă acorde votul? Câteva dintre ele, că bănuiesc că sunt mai multe. Noi am construit un program, așa cum am spus, încă din preambul am lansat platforma pe care ne prezentăm proiectele încă din 15 ianuarie și am spus, începând de atunci, că proiectele noastre nu sunt de formă. Proiectele noastre sunt structurale, de fond, și își propun să pregătească Deva pentru încă 50 de ani, pentru că orașul nostru vine în momentul ăsta din 2 etape de dezvoltare, în perioada interbelică și pe urmă perioada comunistă, e blocată de cel puțin 50 de ani, Deva nu mai crește și trebuie să o pregătim pentru următoarea perioadă, următoarea jumătate de secol. Și atunci am lucrat și am gândit proiecte într-un format nou și într-o idee nouă, pentru că
Am gândit proiecte care sunt integrate, proiecte care se leagă unele de altele, proiecte care generează proiecte, pentru că nu vrem doar să schimbăm borduri și să vopsim asfaltul, ci vrem să construim obiective care să schimbe complet fața de vechi. Și aici sunt multiple, în special pentru că așa se și cheamă proiectul nostru Viitor pentru Deva, am pus în centrul proiectului tinerii, pentru că am fost întrebat de multe ori, de foarte multe ori, care e cea mai mare problemă a orașului în momentul ăsta. Și eu consider că, dincolo de problemele de care ne lovim în fiecare zi, în ceea ce înseamnă nivelul de viață în oraș, cred că cea mai mare problemă a orașului e faptul că tot ce înseamnă tânăr pleacă din Deva. Asta ați observat, din păcate, ne spun și studiile INSE-ul, că județul Nedoala, din păcate, a pierdut cei mai mulți tineri și cea mai multă populație în ultimii 10-20 de ani. Ori ce spuneți noastră, într-adevăr, neavând tineri, nu avem viitor. Exact. Și atunci avem proiecte foarte ambițioase, de la construirea unui spital municipal, pentru că eu cred că Spitalul Județean, pe de-o parte, e sufocat din cauza faptului că deservește, așa cum și spune numele, județul și are și unitatea de primiri urgențe. Face foarte greu față solicitărilor. Avem nevoie de un spital al nostru, al municipiului, pe cât posibil unul care să răspundă tuturor nevoilor orașului și depolitizat. Avem nevoie de... Stați depolitizat, vă referiți să nu, chiar dacă va fi subordinat primăriei, să nu avea treabă primarul. Să fie conducere medicală, profesionistă. Se nu poate fie... așa ceva, domnul Amiteloi? Se poate. Că la județ vedem, acolo există subordinea Consiliului Județean, dar tot președinte spune că poate, depinde de... Logic așa ar trebui, să nu existe amestec politic. Da, fiecare să-și facă treaba pentru care e pregătit. Bun, și ar avea Deva bani să poată facă un spital, care înseamnă costuri mari. Nu trebuie să aibă Deva bani. Am indicat, atunci când am prezentat proiectul, am indicat și sursa de finanțare. Spuneam că noi avem nevoie de 60 de milioane de euro pentru un spital de 180-200 de paturi. Am fost contestat puternic, atunci spunea că nu există așa ceva și, vedeți, se leagă, atât de bine se leagă lucrurile. La două zile după povestea asta apar articole de presă în care apare un fond de finanțare nerambursabil de maxim 350 de milioane de lei, respectiv 70 de milioane de euro pentru spitale municipale. Deci totul e foarte bine acoperit, nu sunt doar vorbe, trebuie doar voință. Într-adevăr, nu e simplu, nu e un proiect pentru un mandat, pentru că la noi birocrația merge, cum știm cu toții că merge, da. Dar e un proiect care poate fi fezabil. Avem pe urmă inițiative în susținerea inițiativei private, locale, pentru că noi suntem liberali de ideologie și credem că prin noi înșine putem să facem, totul e posibil. Și cred eu că motorul economic al unei comunități e reprezentat de mic întreprinzător, cel care își face propria lui afacere. E și un mod prin care să încercăm să ținem tinerii aici, pentru că oferindu-le un sprijin financiar în baza unui proiect de afaceri prin care ei să-și dezvolte propriul lor business, nu mai au nicio motivație să plece, ci vor lupta să-și dezvolte propria afacere aici. Trebuie să spunem, domnul Amitului, că 70% din banii la bugetul țării se adună de la aceste micro întreprinderi și nu de la sunt, așa cum am spus, motorul. Corect. Inima, și așa trebuie să fie normal. Economie. Dar nu prea sprijiniți, din aici păcate. Trebuie să sprijinim noi. Pentru că banii pe care eu vin și ofer ca și sprijin, ca și un grant nerambursabil, de exemplu, ăia mi se vor întoarce la primărie, la administrație. Da, corect. Sub formă de taxe, de impozite. Banii se vor întoarce. Deci nu sunt bani dați gratis, sunt bani investiți. Da? Bun, tinerii mai spun pe de altă parte, domnule Alina Miteloi, că salariile sunt totuși foarte mici. Județul Nedoala are procent foarte mare pentru cei care lucrează pe salariu minim. Aici problema că tinerii pleacă în alte orașe mari pentru salarii mai bune. Cum spuneați dumneavoastră, aceste granturi poate vor permite companiilor să poată să ofere salarii mai mari. Aici e și intenția. Adică, v-am spus, venim cu un plan de afaceri și spunem, băi, pentru o perioadă de 3 ani îmi mențin 4 angajați sau 6 angajați cu nivel de salarizare minimă de atât. În baza acelor calcule, zicem, băi, ție ți se pot aloca 20, va fi o grilă de puntaj și 20.000, 30.000, 50.000 de euro ca tu să-ți pui în picioare afacerea, să menții acei angajați, pentru că dacă tu menții 3 ani de zile o afacere, garantat, banii se întorc și afacerea aia va merge mai departe, pentru că în 3 ani va prinde... Plus că dacă omul îi plătim mai bine, va merge pe în consum și alte taxe, alte impozite. Noi avem salariile acum foarte mult pe salarii minime, pentru că, vedeți, povestea asta că avem mari investitori.
mari investitori nu vin să ne plătească nouă salarii foarte mari. Corect. Vin să încearcă să să-și minimalizeze profit, să facă profit. Costurile și să-și maximizeze profitul. Oriunde în lume se întâmplă chestia asta. De-aia vin aici, nu pentru faptul că deveniți blonzi cu ochii albaștri. Da, vin aici pentru că ei caută o resursă de forță de muncă foarte ieftină. Corect. Aici, într-adevăr, sunt foarte bineveniți. Tot în aceleași condiții, le oferim facilități, dar discutăm de astfel niveluri de salarizare despre care, de la și care condiții se pornească. Puse. Și eu cred foarte mult în, așa cum am spus, în mica inițiativă, companii de maxim 20-30 de oameni care sunt foarte dinamice, care își permit să plătească profesioniști, pentru că salariul mare vine pe măsura aportului tău. Dacă tu ești doar, știu eu, faci ansamblarea la bandă, pentru că asta presupune de fapt o mare investiție și valoarea adăugată e micuță, implicit salariul pe care îl primește e mic. Bun, dar cum vedeți, noastră avem marea problemă a, să zicem, oamenilor care nu sunt calificați pe domeniile care le cer investitorii. Tot am vorbit mereu de învățământul dual, de fostele școli profesionale de pe vremea noastră care au creat milioane de meseriași. Aici e problema, că o companie vine și vedem piață dacă există asta oameni calificați. Asta e și primul impediment pentru care, de fapt, companiile serioase, alea care chiar vor să construiască ceva durabil aici, ne cam ocolesc. Pentru că e o problemă cu resursa de forță de muncă calificată. Ce ați putea să faceți dacă 9 iunie ajungeți primar, adică vă vor da votul pentru acest lucru va important? Va trebui să schimbăm complet abordarea, atât cât poate interveni o administrație locală în procesul de învățământ, vis-a-vis de ce ați spus? Învățământul dual, care deocamdată face pași mici, dar trebuie să fie bine așezați, trebuie să lucrăm la schimbarea unor mentalități care nouă ne spun, există cutuma că dacă te-ai făcut frizer sau dulgher, da, cu meseria aia trebuie să ieși la pensie. Da, nu, da. Trebuie să ajungi în punctul în care să te orientezi tu după necesarul de mai forță multe de muncă calificări din piață. Da? Și atunci, că orică sunt cursuri, orică sunt nu știu, activități organizate în direcția asta, chiar și cu companiile, cu calificarea la locul de muncă, să putem să schimbăm permanent calificarea unui tânăr, astfel încât el să fie oricând prezent pentru ceea ce se cere. Pentru că o meserie, acum să fim serioși și cunoaștem realitatea, orice om care stăpânește foarte bine o meserie nu se plânge de venitul minim pe economie. Corect, corect. Da? Deci, corect. Meseria aduce bani și de aici pleacă. Cei care lucrează în construcții au ajuns la niște salarii nu foarte doar construcțiile, bune. Da, construcțiile sunt cu nivel de salariu ridicat. Unde și muncă brută trebuie să recunoaște. Într-adevăr, nu e ușor, dar asta presupune munca. Corect. Adică munca presupune efort indiferent de natura lui, că e intelectuală, că cel cu meseria, dulgherii care îți plătiți bine, sudorii, bănuiesc, da, sunt da, niște... Da, asta vă spun, trebuie să avem o calificare reală în spate. În momentul ăla lucrurile devin simple. Știu că noastră lucrați în privat. În ultimii ani au mai venit români care să plecați afară în România să lucreze? Adică s-au reîntors? Să știți că da. Deci aia cel zic, ați observat? Cel puțin în construcții au început să se întoarcă. Avem un semnal bun. Avem și noi angajați care s-au întors după ani mulți petrecuți în Germania sau prin Spania. Da. Au revenit, lucrează, sunt mulțumiți de nivelul de salarizare pe care l-au aici. Este în România. Pentru că sunt aici, pentru că zici, bă, diferența de bani e de atât, eu dacă mă duc să stau acolo, sunt de partea de familie, mă costă atât și atât. Deci e mai avantajat aici, linie, totuși. Prefer să stau acasă. Corect. Și aici e punctul în care trebuie să ajungem cu toții, din punctul de vedere al dezvoltării economice, pentru că atunci lucrurile înseamnă că s-au reglat. Să nu mai aibă motiv să plece. Când nu mai au motiv să plece, înseamnă că sunt mulțumiți de ceea ce câștigă aici. Și de restul, pentru că nu doar salariul sau câștigul financiar e cel care mai ține alte, un om aici, ci toate aspectele facilități de care sunt legate cum se întâmplă noastră și afară și exact, știm cu bine. Da. Bun, am înțeles. Cum ați putea sprijini, dacă veți ajunge primar, tinerii privind și, știți că este problema aceea încă stau mulți cu părinții. Vorbim de apartamente, de da, nu știu, cum ați identificat, eu am identificat în direcția tinerilor patru mari probleme. Lipsa locuințelor, lipsa locurilor de muncă, lipsa dezvoltării personale și lipsa facilității de petrecere a timpului foarte liber. Foarte important. 2 și 3 le-am discutat. Da. Joburile și dezvoltarea da personală. Prima poziție sau prima liniuță, locuințele. Ne lovim de o problemă foarte mare. Pentru că Deva, paradoxal, deși e un oraș care stă foarte prost la nivel de salarizare sau de câștiguri, au ajuns să aibă costuri la apartamentelor sau la chiriilor comparabil cu marile orașe. Și atunci,
Pe lângă asta, un tânăr nu poate să obțină un credit de la bancă pentru care are nevoie de nu știu câte garanții plus avans și așa mai departe. Atunci eu am propus în direcție astea două proiecte. Construirea 250 de apartamente pentru destinate tinerilor și familiilor vulnerabile la o chirie rezonabilă calculată fără adaosurile deci mult sub piața care, liberă, să zicem, da? Da. Și al doilea proiect e cele 100 de locuințe individuale și locuințele și apartamentele să poată fi închiriate într-un sistem rent to buy de care am tot povestit și cumva e nou pe piața noastră în sensul că în baza contractului de închiriere chiria poate fi asimilată unei rate și în momentul în care se atinge valoarea locuinței, să intri în posesia locuinței, iar acest sistem de case de locuințe individuale a fost gândit pentru a atrage tinerii care au posibilitatea de a munci de la distanță, pentru că sunt foarte mulți acum, stau foarte mulți prin suburbiile Clujului sau ale Timișoarei și suferă acolo pentru că orașele au devenit cumva sufocante și atunci vrem să le oferim această facilitate care se aducă la noi, chiar dacă pentru că deva trebuie să crească. Credeți că ar fi suficiente cele 350 de locuri? Într-o primă fază. Veți continua. Programul se dezvoltă, dar în faza incipientă, acum vorbim de 350 de locuințe împărțite pe cele două direcții care să satisfacă nevoia de spații locative pentru tineri. Căsătoriți, că poate și pentru familiile tinere, pentru tineri, pentru familiile vulnerabile. Că știu că acum există un proiect cu terenuri care li se dau tinerilor și în timp de un an trebuie să... E complicat, pentru că un tânăr care are acum 20 de ani și nu are un venit, degeaba primește terenul dacă nu are suportul părinților să-și facă singur o casă. Acum, eu am construit o casă și știu cât mi-a fost de greu. Adică mi-au trebuit ani mulți de muncă să pot să construiesc o casă. Spuneți-mi, vi se pare normal ca salariile de la bugetarii din Deva, unde sunt mulți, pentru că aici e centru totuși, capitala de județ, să zicem așa, să fie mai mari decât cele din privat? Nu. E o anomalie pe care nu o întâlnim nicăieri în... În lumea civilizată, pentru că bine, lumea aici, vedeți, tocmai asta face diferența. Nu, practic, la buget ai toate avantajele, siguranței locului de muncă. Vin banii, cum se zice în românește, exact. Și vi se par că sunt mulți? Ca și angajați? Da. Da. Bun, acum aș vrea să... Nu știu să spun, sau n-ar fi fair din partea mea să spun că ar fi prea mari salariile celor de la... Nu, îi comparam cu cei din mediul privat. Nu, sau sunt prea mici ale celor din mediul privat. Bă, cred că mai degrabă cele mai mici. Dar nu e logic să fie așa. Ordinea asta. Da. Deci invers ar fi fost ok. Așa nu e firesc, pentru că dispare concurența. Vedeți, de aia nu găsește nimeni exact. Cât un profesionist pe piața liberă, pentru că preferă să lucreze acolo. Unde mult mai iar miște. De mulți, dacă facem un raport între numărul locuitorilor Deva și numărul angajaților în toată administrația, nu doar serviciul din subordinea primarului, ci și serviciile subordonate Consiliului Local, ajungem la un raport mult prea mic, ca să spun. Adică prea puțin locuitori alocați unui angajat în și credeți că dacă ajungeți primar ar trebui și asta eficientizat, să lucrați? Eu am spus că trebuie să eficientizăm administrația, și să relația cu asta cetățeanul. Aici vine partea de digitalizare, una dintre direcții. Am spus că trebuie să reducem, eu am propus o reducere de 30% a cheltuielilor de funcționare până la finalul mandatului și pe primul an asta o reducere enorm. La 10%. Da, e enorm, pentru că cheltuielile de funcționare sunt foarte, foarte, foarte mari și cu banii aia poți să faci altceva. Și nu plec de la ideea de dat oamenii afară. Plec de la ideea de reorganizare, așa cum faci și cu o companie privată să fie competitivă. De acolo pornim. Trebuie să aplicăm niște principii care sunt folosite deja de foarte mulți ani dincolo, unde relația cetățeanului cu administrația este foarte comodă și foarte lejeră. Administrația e în serviciu, în slujba cetățeanului și nu invers. Să se înțeleagă și la noi ar fi ideal. Nu e... Asta... Lumea e speriată că merge, știți, parcă... Da, mergi cu căciula în mânecă, asta e abordarea. Și nu din păcate. Nu e s-au mai schimbat lucrurile, dar parcă nu încă mai... Nu e corect, până la urmă, cetățeanul plătește administrația, nu invers. Încă a rămas problema asta. Asta trebuie să se schimbe. Rămăsese și cu punctul 4, dacă mă înșel, ce veți face bune să distreze tinerii, că e important. Aici, vă spuneam la început că proiectele sunt integrate și se legă una de altă. Ați legat una de altă, am înțeles. Tinerii nu au unde să distreze, vine ca în continuarea ideii de dezvoltare
a turismului în Deva. Pentru că toată lumea vorbește despre turism la Deva. Nimeni nu a spus cum se poate dezvolta turismul la Deva, pentru că nimeni nu are onestitatea să spună, bă, totuși, din punct de vedere turistic, Deva, ca și localitate istorică, nu prezintă foarte mare atractiv. Vin într-o zi, ai văzut tot și ai plecat. Și atunci avem nevoie de acel turism de eveniment, cum e la Sibiu, de exemplu. Când tot sezonul estival, Sibiu e o scenă deschisă. E în momentul în care acele spectacole, concerte, piese de teatru și așa mai departe vor fi prezente permanent în Deva, asta va da ocupare și tinerilor. Deci, turistul stă 2-3 zile plus tineretul, exact, care, am înțeles, exact, câștigă toată lumea pe orizontal. Aflasem de la o persoană dragă mie că Sibiu a investit 14% din bugetul din PIB orașului pe în evenimente culturale, iar banii aia se întorc în zecit. S-au întors mult mai mult, corect. Deci, asta vă spun, trebuie, bani sunt, trebuie să știi ce să faci cu ei. Sau nu neapărat, nu e suficient să știi, trebuie să și vrei să faci ce trebuie cu ei. Ce facem pentru partea cealaltă, că sunt foarte importanți și în Deva sunt și mulți pensionari, unde poți și să-și facă, pentru că toți ne dorim să ajungem la vârsta a treia, o vârstă, până la urmă, care e mai grea, așa, din punct de vedere al sănătății, dar timpul trebuie umplut cu ceva și cred că și Deva are mii și mii de pensionari care poate își doresc să aibă un program tot prin care să fie infiltrată și primăria. Orașul trebuie să fie al tuturor. Orașul trebuie să fie, corect, nu doar copil, al mașinilor, trebuie să fie, deci nu doar la șoferilor, trebuie să fie și aveți noastră un proiect pentru copii, așa ceva pentru ei. Sunt mai multe direcții. Cea mai importantă e, în primul rând, sprijinirea, pentru că eu consider, ca fiind persoane vulnerabile, copiii și persoanele în vârstă care sunt singure. Da, și din păcate că copiii plecați, ei sunt singuri. Exact. Corect. Trebuie să identificăm, în primul rând, care sunt persoanele care sunt cu adevărat vulnerabile, pentru a putea să fie sprijinite. În primărie există un serviciu social. Este un serviciu social, dar în momentul ăsta nu vreau să discutăm, pentru că la cât de multe plângeri am la adresa acelui serviciu de asistență socială, nu știu ce se întâmplă acolo. Va trebui să sprijinim, în primul rând, din punctul de vedere, persoanele vulnerabile, persoanele vârstnice. Și am făcut, știți că mi-am dat seama de treaba asta în 2020, când a început pandemia, împreună cu colegii mei din Lions, atunci am pus pe picioare un proiect prin care să ajutăm exact persoanele care nu puteau să plece din locuință cu cumpărăturile. Și atunci am intrat în casa multor oameni în vârstă și mi-am dat seama cât de mult sunt persoanele care sunt singure. Și care au dreptul la viață. Și care au și ei, pentru că sunt parte a comunității, până la urmă. Aici, și plătește și taxe și impozite. Aici vedem care e valoarea unei comunități. Grija față de toți membrii ei, nu doar de cei care sunt mai norocoși sau mai puternici. Cei care au muncit pentru noi cândva. Exact. Și atunci trebuie să rezolvăm protecția socială pentru ei. Deci există variante și aici. Da. Pe urmă, trebuie să rezolvăm. Sunt așa cum funcționează și acum câteva centre în care sunt spații de petrecere a timpului unde vârstnicii socializează, dar în același timp ei trebuie integrați, să știți că în același sistem de petrecere a timpului liber ca și tinerii. Și bătrânii apreciază o piesă de teatru, de exemplu, și persoanele vârstnice apreciază un anume tip de concert. Poate că nu merg la un concert rock, dar poate că ar savura un concert de muzică clasică. Plus implicarea lor, pentru că am sesizat treaba asta. Cât timp un om se simte util, trăiește mai mult. Corect. Se simte mai viu. Corect, corect. Și atunci noi trebuie să implicăm pe toată lumea. Eu văd așa Deva ca o scenă uriașă, care va avea nevoie de foarte multă lume, suport. Și este loc pentru toată lumea să se implice într-un astfel de proiect. Da, sună interesant și aveți dreptate. Mi-aduc aminte de un profesor meu de română care la 80 ceva de ani scria mereu la cărțile despre locul natal și spunea: Valentine, dacă nu pun capul la contribuție, simt că mor. Deci o chestie reală. De aici am plecat și eu, că spuneam, bă, dacă nu m-am lăsat să fac asta, mai omorât. Și mi-am dat seama câtă nevoie au acei oameni să se simtă utili în continuare. Pentru că apare acel sentiment care că nu mai ești util, uzează cel mai mult. Corect. Bă, nimeni nu are nevoie de mine. Corect. Și asta trebuie să-l eliminăm. Ne-am vorbit de tineri, am vorbit de vârsta a treia. Haideți să vorbim și cei de la mijloc, pentru că ei sunt cei care, spunem, fac copii, care le trebuie locuri de joacă, le trebuie și la cei copii să aibă grădinițe, creșe. Aici ce aveți prins? Că am încercat să vă iau pe toate categoriile, nu le-am luat la rând, dar din punct de vedere economic, pentru că acolo e grosul
părții active a comunității. Corect, cei care produc, să zicem așa. Vreau să merg pe două direcții. Pe cel puțin vreau să transform Deva într-un hub a ceea ce înseamnă hrana produsă în împrejurii. Vreau cumva să securizăm Deva din punctul ăsta de vedere. Și atunci avem niște proiecte care să susțină micii producători agricoli din jurul Devei, respectiv legume, fructe, prin granturi pentru dezvoltarea afacerii, o seră, un sistem de irigație, prin construirea unui depozit de legume, fructe, pentru că aici stăm foarte proști. Asta practic, cu bani de la bugetul primăriei, da, aici vorbiți, da, am înțeles. Da. Pentru că, așa cum am spus, bani sunt foarte mulți, e important cum îi gestionăm și cum îi împărțim. Și cum să fie benefici, da, pentru oameni. Pentru toată lumea. Că da, aici e problema. Din păcate, deocamdată beneficiază doar anumite categorii. Deci cu piața ce facem? Avem o piață mare. Am spus, și al treilea proiect în sistemul ăsta integrat e să pregătim piețele, nu doar piața mare, ci și piețele de cartier, pentru acei producători, pentru că ei suferă în momentul ăsta că nu au facilități de desfacere a mărfii. Degeaba produci 2 hectare de cartofi, un producător mic, dar care poate fi o fermă de subsistență, dacă ăla n-are ce să facă cu cartofi. Se spunește că mulți nu sunt producători și... Ei, aici e și soluția asta. Toate certificatele de producători vor fi verificate la fața locului de către o comisie din primărie, adică dacă tu pretinzi că ești la Deva producător de pepeni de Indonezia, hai și-mi arată producția ta de pepeni de Indonezia, că n-are nicio problemă. Da. Dacă produci pepeni de Indonezia, da, ai certificatele de producător. O să aveți o surpriză că nu o să găsiți. Ei, aici înseamnă să faci ordine. Da. Și să pui lucrurile într-un sistem care să funcționeze. Da, și mai ales că Deva are și sate aparținătoare care... Iar cealaltă parte, în urban, v-am spus, intenționez foarte tare să dezvolt aria asta de mică inițiativă. Iar toate celelalte aspecte, ele se împlătesc cu proiectele care sunt pentru tineri, pentru că nu poți să separi, să stratifici comunitatea. Ea va trebui să fie exact... Că asta îmi spuneam, eu vreau să văd Deva o comunitate. Așa cum mi-amintesc când eram copii, într-o scară de bloc eram o comunitate. Dacă mergeam la vecinul de la 4 să-ți dea o lingură de zahăr, da, și la cel de la 2 să-ți dea o cană de cafea, se rezolva. Deci aveai un sprijin, îi cunoșteai pe toți, eram o mini-comunitate. Eu vreau cumva Deva să devină acea comunitate pe care mi-aș dori eu, în care toate categoriile și sociale și profesionale se pare că sunt un pic acum distanți. Acum e un oraș foarte rece, în care relațiile interumane sunt rupte și parcă e fiecare pentru el și nu merg lucruri. Acum, cum spuneați dumneavoastră de acele hub-uri de afaceri și care, într-adevăr, sunt foarte importante, cred că, na, vedeți și noi, ca și noi, mergeți prin Deva, sunt multe spații de închiriat, dacă ați observat, sau sunt multe spații unde găsim, din păcate, zic eu, farmacii cât cuprinde, jocuri de noroc, care am înțeles că o să scoată, dar nu din orașul nostru, pentru că e oraș mare, dar nici cele mici. Ori nu știu cât de normal e să vedem atâtea spații cu jocuri de noroc, unde, din păcate, merg și tineri acolo, foarte mulți, devin dependenți și apar problemele. Nu puteți opri, până la urmă, piața privată să-și chirieze spațiile, dar oarecum cred că administrația locală ar putea să intervină prin reglementări, da. Poți reglementa. Ceva legal, niște regulamente. Exact. Deci nu e chiar așa. Am văzut și în alte țări și în alte orașe. Nu văd una lângă alta. Păi nu ne interzici. Păi nu te acord, dar le spui, începi distanța, cât prin legea, 500 de metri de școală, 300 de metri de... No, hai să măsurăm. Și treptat o să-ți dai seama că le împingi în afara orașului. După lege, vorbim altceva și regulamentar. Și totul trebuie construit în bază legală. Pentru că ce vedem noi acum e rezultatul unui haos obținut din nerespectarea regulilor și a legilor. Fiecare a făcut cam cum l-a tăiat capul și acum, păi, cât e de murdar orașul, da, pe lângă faptul că primăria nu-și face treaba în ceea ce înseamnă curățenia, dar nu-și face treaba nici în a aplica niște reguli de bună conviețuire în comunitate. Băi, ai aruncat gunoiul pe jos, atâta e amenda. Nu trebuie să te prind atunci, avem un sistem video care să... Dar aveți și poliția locală, dacă nu avem și poliția locală care trebuie pusă exact pe rolul care îl are poliția locală, pentru că sunt și voci care spun poliția locală e inutilă. Nu, poliția locală este foarte utilă pentru că este un organism care trebuie să asigure ordinea și siguranța publică. Dacă nu l-avem, n-are cine, pentru că s-au schimbat un pic rolurile. Poliția Națională nu se ocupă de... Corect. Și eu sunt convins că dacă va fi amendat cel care aruncă pe jos, a doua oară nu va mai face. De două ori și după aia nu va mai face. Vedem afară ce se întâmplă, unde amenda e 200-300 de euro. E un exemplu foarte clar. Am citit ieri sau altă ieri că sunt 500 de milioane de
ambalaje reciclabile, da, recuperate. 500 da, de milioane. Da. Ce înseamnă? În momentul în care a început să coste, brusc românul s-a disciplinat. Da. Nu mai aruncă unde îi vine la îndemână, ci îi recuperează. Le duce acolo să ia banii înapoi. Și foarte deci, totul bine. E până la bani. Când ai început să-l arzi la bani, pac, se respectă toate regulile. Așa cum ești dincolo. Să sperăm că merg și românii de rând, că poate sunt și altfel de oameni care, din cauza că sunt săraci, ia din tomberon aceste sticle și le duc ca să-și câștige veniturile, dar ușor, ușor și românii realizează că dacă și-a luat 6 sticle și 50 de bani sunt 3 lei, e o pâine pe care poți să-i folosească, dar face bine în primul rând mediului. Că vedem și cu mediul ce se întâmplă de câteva zeci de ani, cu aceste schimbări de meteo rapide și care produc multe, multe lucruri urâte. Deci, până la urmă, Deva, spuneți dumneavoastră că printr-o anumite reglementări, inclusiv la, ar arăta mai frumos, pentru că lângă o farmacie să vezi o unitate cu jocuri de noroc, sună bine, domnule, ăla se îmbolnăvește de nervi, se duce la farmacie și ia. Da, unii câștigă da, foarte mult din treaba asta, dar pierd tinerii noștri în preț special. Cum mai vedeți mediul, că iar o problemă, spuneam că ne trebuie spațiu verde, suntem sufocați de betoane, cum poate Deva să creeze acel spațiu verde care să ne oxigeneze plămânii? În pentru primul că... rând trebuie să ne întoarcem, sau nu să ne întoarcem, că n-am fost niciodată acolo, trebuie să ajungem la suprafața minim. Aveți soluții pentru asta? Între Uniunea Europeană că... pentru spațiile verzi. Și cum le 26 de metri pătrați de spațiu da, verde. Da, noi e mult mai puțin. Am văzut pe afară că pun deja terase pe blocuri verzi. Se obține, se utilizează fiecare spațiu care poate fi înverzit. Putem și noi în Deva să da, facem putem așa? Putem să facem și noi asta în Deva. Cu sprijinul și al primăriei, bănesc. Recupera tot spațiul verde care a fost distrus sau utilizat altfel decât are destinația. Vom extinde aceste spații verzi. Vom vrea să creăm o, să creăm o barieră verde în jurul orașului, pentru că vedeți ce înseamnă dacă da, pe partea sudică suntem protejați de pădure, tot ce înseamnă pe sud, e... pe nord, orice vânt vine aduce direct praful de nu ne mai vedem pe stradă. Da, și aia cum puteți crea? Prin plantare de copaci? Prin plantare, da. Noi ne-am propus 2000 de, cel puțin 2000 de arbori de mari dimensiuni plantați în Deva. Pentru că vedeți foarte orice studiu denotă acest lucru, unde ai verde, temperatura e corect, scăzută cu grade da, consistente. Grade, da, da, care înseamnă pentru facă diferența. Eu am opus foarte mult și când a fost construită pietonala de pe centru vechi, pentru că consider că e prea multă piatră acolo și aș fi vrut un pic mai mult copac. Pentru că eu văd când mă duc la mine la țară în livadă și intru pe sub copaci, acel verde curăță tot ce e de curățat. Și voi și la Hunedoara, unde acea pietonală e atât de lăudată, dar care, dacă mergi în august, poți să prăjești un nou acolo pe caldare, pentru că aia e senzație. Deci arată poate frumos ochiului, dar ca mediu... Nu e sănătos. Pentru că verdele, v-am spus, acționează direct asupra psihicului și în stresul în care trăim noi acum, avem nevoie de atât de mult verde. Da, am văzut în alte state și frumusețe chiar pe blocuri sunt deja. Sunt atât de multe spații virane, părăsite, și... care trebuie recuperate, valorificate în direcția asta și redate orașul. Bun, deci am vorbit și de mediu. Am avem un punct important, numărul de mașini Deva e uluitor de mare, parcări. Cum e făcută Deva, nu prea mai avem o de parcări. Există, ce soluție ar avea Alina Miteloie pentru asta? Un principiu de urbanism care e folosit foarte mult dincolo, care spune că de acolo de unde dispar mașinile, apar oamenii. Și v-am zis că orașul trebuie să fie în special al oamenilor și abia pe urmă al mașinilor. Zona de problemă de parcărilor este una reală și foarte, foarte dură pentru Deva, pentru că e ca și cum ai încerca într-un frigider să bagi, ai băgat un elefant și da, mai vreau să-l bagi și pe al doilea. Hipopotam. Dacă atât a fost dimensionat orașul, atât poate. Nu poți să distrugi ceva ca să creezi da, altceva. Da, nu putem interveni la oameni atunci, să aibă două mașini, nu, soție. Bine, acum știți cum e, până la urmă devine reguli. Pentru că dacă ne uităm prin alte țări și să spun, băi, poți să-ți înmatriculezi mașina dacă ai și dovada unui loc de parcare. Cum? Nu mergem până acolo pentru că nu suntem acolo. Și atunci trebuie să venim noi în sprijinul ăsta și nu putem decât să rezolvăm problema asta prin asigurarea de noi locuri de parcare. În primul rând, ce spuneam de poliția locală, am fost pe sus prin micro, am circulat pe acolo pe unul dintre străzi și cred că din 20 de locuri de parcare, cred că 3 sferturi dintre ele erau cu iarba crescută pe lângă ele.
Se cereau mult parcate, mașini, care erau imobilizate de foarte multă vreme automată. Și ocupă locuri de parcare. Deci eu așa o estimare din avion, cred că 200 de locuri de parcare la nivel de oraș se obțin doar prin eliberarea. Există lege, parcă, pentru un anumit timp să pot fi ridicat. Da, băi, verifică, ai asigurarea plătită, ai impozitul plătit, nu le ai, atunci înseamnă că mașina ta nu funcționează și iau de pe spațiu public. Țineți-o în curte sau țineți-o unde vrei. Și atunci încep să apară locurile. Vorbim foarte mult despre parcările subterane ca fiind soluții care pot să rezolve problema. Dar mai aveam undeva unde să faci? Da, sunt. Important este să vrei. În cel mai rău caz, eu am zis, băi, uite cum e Dacia. Domnule, n-ai unde în Dacia? Serios. Păi hai să vedem. În generală 3, da, are niște terenuri foarte mari de sport. Hai să facem sub unul dintre terenuri care e adiacent străzii Dacia acolo. O parcare subterană, refacem terenul de sport peste la același nivel la care a fost și am redat funcționalitatea zonei sportive pentru școală și în același timp avem o parcare subterană două, trei nivele de desubt ca să rezolvăm problema parcării în acea zonă. Și sunt, dacă luăm fiecare cartier în parte, găsim spațiile, într-adevăr costă, dar e o problemă pe care o rezolv pentru următorii 50 de ani. Mă uit, Oradea a făcut 3 parcări simultane odată, mamă, toată lumea ce, da, bă, cât costă? Între 15.000 și 25.000 de euro un loc de parcare. Asta este. Dar știi că ai rezolvat o problemă. Și poate trebuie încurajat totuși și transportul local, ca asta vedem transportul și afară. Transportul local va trebui să fie, din punctul meu de vedere, gratuit. Pentru toată lumea. Oricum, el este acum afectat de o serie largă de tot felul de subvenții și reduceri. Și atunci, dacă tot e un serviciu public, eu aș veni cu el la nivel de gratuit. Să fie suportat de la bugetul local? Da, pentru că, iarăși, vorbim de proiecte care sunt gândite integrat. Avem transport electric și se va dezvolta acest transport electric pentru transportul public local, mijloace de transport electrice. Și atunci avem 3 proiecte care să vină exact în sprijinul ăsta. Avem un proiect, un parc fotovoltaic, avem un dezintegrator molecular de deșeuri care să asigure din nou energie și atât termică, atât electrică și termică și montarea de panouri fotovoltaice pe tot ce înseamnă clădiri administrative. Unde va pozitatea să pună acele parc, că trebuie să fie mai mare? Și să producă pentru instituții, bănuiesc, asta ați dori, să plătiți lumina. Bun, instituțiile reglăm pentru fiecare în parte cu panouri pe acoperiș. Există posibilitate, finanțare nerambursabilă. Panourile se producă exact cât, fără să poți să vinzi din energia pe care o produce pentru acele clădiri. Deci de aici am rezolvat tot ce înseamnă consum de energie pentru clădirile administrative. Celelalte două proiecte, avem spațiu suficient, e atât de mult teren, chiar dacă nu e al primărie, dar totul se poate cumpăra până la urmă. Așa cum s-au cumpărat o grămadă de obiective inutile, putem să cumpărăm terenul de acolo și să-l transformăm în tot ce înseamnă investiții de genul ăsta, pentru că este spațiu. De exemplu, la Cristur, jumătate din pășunea comunală a fost închiriată de un privat care dezvoltă un parc fotovoltaic. Pe jumătatea cealaltă putem face noi. Oricum nu mai au oamenii animale la Cristur. Jumătatea primăriei. Da. Băi, închiriem și noi de la comunitatea locală de acolo, pentru că iau oamenilor și putem să închiriem acolo. Da? Ei, în momentul în care avem suficient de multă energie ca să ne acoperim atât consumul propriu, cât și excedentul care poate fi vândut, transformând undeva într-un prosumator, acea diferență poate fi folosită pentru compensarea gratuității ar fi transportului de local. Mari. Și atunci rezolvăm și problema transportului, pentru că trebuie să ajungem în direcția în care oamenii să înceapă să folosească mai puțin mașina, mai mult transportul în local sau mijloacele nepoluante. Pentru că, totuși, în Deva suferim de poluare și se vede, e vizibil, dacă lași geamul deschis. Deci chiar dacă nu mai avem Mintia, chiar dacă nu mai avem... Nu e, pentru că densitatea, pare paradoxal că Deva un oraș de 3,5 km dintr-o parte într-alta, dar la oră de vârf se blochează. Da. Mai avem un minut, domnul Amiteloae, trece repede că am vorbit de multe, pe multe paliere, le-am încercat să transmiteți către cetățenii municipiului Deva, dintre proiectele noastre. Acum v-aș ruga, mai sunt câteva zile până 9 iunie, să-i convingeți în fața camerei de lua vederi, de un mesaj, să-i convingeți 9 iunie. Sunt convins că deja ne cunoașteți și sunt convins că deja știți ce idei, planuri, viziuni și proiecte avem fiecare dintre noi. Ne aflăm într-un punct în care putem să-l considerăm de cotitură, pentru că Deva regresează și regresul e vizibil pentru toată lumea. Depinde de noi să hotărâm pe ce direcție o vom apuca din iunie, dar din octombrie încolo. Avem o armă, poate cea mai importantă armă a unei democrații autentice, și acea armă e reprezentată de vot.
Știu că foarte mulți dintre voi sunteți tentați să spuneți nu mai merită să votăm pentru că oricum nu ține cont nimeni de părerea noastră. Sunt idei pe care cei care beneficiază de pe urma lor au vrut să vi le insufle. Și atunci, îndemnul meu, din tot sufletul, către voi e să mergeți la vot, pentru că nimeni nu are dreptul să hotărască în locul vostru, nimeni nu are voie să-și asume responsabilitatea de a alege în locul vostru, iar votul e ceva pentru care nu doar acum, în urmă cu 40 de ani, au murit oameni, ci de-a lungul istoriei s-au murit foarte mult pentru dreptul la vot. De-a lungul istoriei știm foarte bine că femeile, de exemplu, au primit dreptul la vot foarte târziu, de-abia în secolul 20. Deci, haideți la vot, pentru că cu cât prezența la vot e mai mare, cu atât sunt și reprezentativitățile celor care urmează să conducă orașul clar mai mari și vor avea în spate sprijinul vostru al devenilor și nu doar a unei mici părți dintre voi, iar voi veți avea satisfacția unei responsabilități în ceea ce privește alegerea voastră și vă spun, băi, eu l-am ales pe ăla. Deci, haideți la vot, pentru că în momentul ăsta nimic nu mai e important decât alegerile din 9 iunie. Alegeți pe cine credeți voi că vă reprezintă cel mai bine, nu o să vă îndemn să mă votați pe mine sau pe altul, alegeți cu inima, alegeți cu mintea, alegeți cu sufletul, doar alegeți. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat, pentru că se încheie campania electorală, vă mulțumesc că m-ați suportat atât pe stradă cât și în online până acum și îmi doresc să aflu că v-am convins și m-ați considera o soluție pentru Deva. Vă mulțumesc și Deva rămâne pentru mine acasă. Mulțumim, domnul Alin Amiteloae, vă doresc sănătate și mult succes. Dragii mei, așa cum ați văzut, am avut în studio candidatul din partea Partidului Forța Dreptei, pe domnul Alin Amiteloae. Am încercat în cele 45 de minute să ne spună din programul domniei sale electoral dacă v-a convins în 9 iunie mergeți la vot, votați cu conștiința împăcată. Noi vom continua încă câteva zile cu aceste emisiuni, vom merge în fața noastră și alți candidați și mi-aș dori din tot sufletul, așa cum am spus la începutul emisiunii, să mergeți la vot și să mergeți împăcați cu ideea, cu conștiința noastră că veți vota foarte bine informați. Și poate am contribuit și noi la acest lucru. Până data viitoare vă doresc sănătate, aveți grijă de voi și urmăriți-ne în continuare. La revedere, o zi bună! La revedere!